filmăm un bike vlog cu noua cameră, așa că hai să mergem afară la bicicletă. După cum vedeți, sunt pe bicicletă. Cu ocazia aceasta vedem și cum filmează camera pe soare. Nu știu, zic că filmează destul de bine. Suntem la mine în cartier. Acest videoclip o să fie puțin mai scurt, deoarece îl fac mai mult de test, să văd dacă vă place și vouă. Și dacă o să strângem peste 15 like-uri, o să fac și următorul videoclip cu bike vlog. Nu știu, o să fie mai interesant oricum, deoarece o să filmez și prin oraș, adică prin parc, prin port, pe malul Dunării, o să vedem noi. Până atunci nu uitați să dați și un follow pe Instagram la Răzvan Talbojos Panaite, ca să puteți să mă întrebați voi ce vreți, dacă aveți nedumeriri sau dacă nu vă convine ceva sau dacă aveți o idee pentru un videoclip pentru acest canal de YouTube. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să dați și un share ca să vadă și prietenii voștri și să vină mai multe lume în această comunitate. Da, nu merg foarte rapid deoarece mi este puțin frică. Stați așa puțin să treacă această mașină. Ok, deci nu merg foarte rapid deoarece nu sunt așa, adică sunt sigur că nu cade camera, dar mi este mie așa frică, dar o să mă acomodez eu, nu este problemă. Da. Hai să ne mai plimbăm puțin. Aici o să fac dreapta. Și dacă vreți să mă aveți și la prieten pe Facebook, cu Răzvan Panaite. Hai totul să băgăm puțină viteză. Hai. Da, nu am o bicicletă foarte, foarte bună. Dar nici nu vreau altă mai bună, deoarece nu sunt eu așa pasionat și nu prea merg eu cu bicicleta. Eu mai mult sunt cu fotbalul, merg foarte rar cu bicicleta, dar o să merg mai mult pentru că o să pun pe YouTube. Ok, hai că nu mai avem puțin și ajung acasă, așa că o să opri și eu videoclipul în câteva secunde. Ok, deci eu am fost Răzvan, vă reamintesc încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să dați share și have fun! Pa, pa!